Voi, să ne liniștim, voi de ce vă uitați la Formula 1? Să vedem, poate vine altul, știi cum? Voi toți sperați, așa era, nu? Așa voi era și sperați. Când tot câștiga Hamilton. Da. Țineai cu altul. Da. Da, era... Mai puțin Achim, tot cu Hamilton ține. Și acum tot cu Hamilton. De ce? Am bătrânit Hamilton, te-ai sucit? Bă, ce oameni, ce oameni. Da, îl avem aici pe alături de noi pe Liviu Rădeleanu, care este un mare pasionat de mașini, nu? Mare da, da, de mașini, de mașini în general, pentru că cele mai multe care îmi plac mie nu plac nimănui altcuiva, deci poți să zici de mașini, da. De mașini, asta e un lucru bun din punctul meu de vedere, să-ți placă ce oamenilor nu le place, să fii diferit, să ai coloană vertebrală și să ai curaj să te afișezi cu ceea ce oamenilor nu le place. Da, e și foarte greu să explici tot timpul, știi, se uită toată lumea, ce e asta? Da. Ce mergi cu chestia asta? Ce e asta? Stai mă că uite, uite e da, ușoară, exact, face, da, trebuie, okay. Da, nu interesează pe nimeni, dar, repet, mie mi se pare foarte tare să ai personalitate și să mergi cu ce-ți place ție și să te îmbraci cum îți place ție și să asculți ce muzică îți place ție și să nu-ți fie rușine de chestia asta. Mie nu mi-e rușine, da. Nici n-ar trebui. Ce mașini conduce Liviu Rădeleanu? Ok. Cu hai ce să... încep? Cu ce vrei tu? Hai, începem sus, știi, să pară că, băi, uite, chiar îi plac mașinile și mai știe câte ceva, așa, din când în când. Am un Lotus Elise din 2001 și acum o să, așa cum zice Achim, de S2000-ul lui. Măi, e ăla între, știi? Este S2-ul cu motor de Rover, iarăși o chestie apreciată de toată lumea. Rover, absolut. Nu. Dar, așa? În apărarea mea, ăla e cel mai ușor model de Elise, de S2. Are 736 kg. Și știi cum e, la cum arată mașina, toată lumea întreabă câți cai are. Și vine răspunsul, absolut dezamăgitor pentru 99% din oameni. 122 de cai. Ok. Dar pe... 700 de kg? Da. Contează mult. Contează mult și cum e pus motorul mașina, și este, cum stă și cum merge. Motor central. Adică sunt multe lucruri acolo de feeling este, și trebuie să conduci ca să realizezi. Nu e mașină de toată ziua, decât dacă ești ușor masochist. Tu ai fost un pic. Am fost o vreme, n-am mers cu ea. Dar uite, m-am dus de 2 sau 3 ori pe roți până la Nürburgring cu ea. Asta zic. Da. Cum ți s-a părut Nürburgring-ul? Cel puțin la... Prima oară când am fost, prima oară n-aveam mașina asta când am fost la Nürburgring, cred că a fost 2000, nu mai știu, 5, whatever. Și m-am urcat în mașina la 5 dimineața, fără să știu nici măcar unde este, cu o navigație împrumutată de la un prieten, de la Vali Nicolici. Era o navigație, până ai la brichet, merge. Așa. Da. Și am pus Nürburgring, nu știam nici unde o să stau, nici unde este. M-am urcat în mașina la 5 dimineața singur și m-am stat acolo. Ok. Și când am ajuns în parcare, m-am dat jos din mașină și am început să fac poze, că nu venea să cred ce e acolo și credeam că o să plece, credeam că e o chestie... Să fac repede poze, că pleacă ăștia de aici. Da, n-ai cum, am prins eu ceva, e un eveniment e un mit, la ce mașină am văzut acolo. Da, așa și m-am, nu știu, m-am dat primele 3 lapuri, era ieftin atunci, nu mai e, s-au schimbat toate. Nu mai e nimic ieftin în ziua azi. Da. Te duceai și mi-am luat 3 lapuri, n-am fost mai fericit într-o mașină ca atunci niciodată. Okay. Am stat 2 zile, m-am întors acasă și după aia m-am mai întors de vreo 5 ori acolo. La ring, da. Inclusiv cu Lotus-ul. E fantastic. Da. Am fost toată, am și închiriat. E o variantă pentru cei care vor să ajungă. E o variantă super ok. Da. Închiriați, așa ca sfat, dacă ar fi să dau cuiva, nu închiriați mașini puternice, luați orice Suzuki, Swift, cel puțin pentru început, da. Da, nu, dar oricum, nu, e inclusiv pentru timpul pe care petreci acolo, în sensul că te vei distra mult mai tare. Okay. O mașină puternică te va domina, o să mergi cu frică. Okay. Plus că plătești orice strici. Dacă dai ușor în gard. Plus parapet, plus daune, plus alte mașini. Plus poate întâmpla rău. Așa, dincolo de Lotus. Am acum, uite, un Citroen XM. Cât ai mai văzut? V6. Cum? Așa, V6, mă, ca să nu Citroen, creadă lumea că e 2-1 diesel, nu? Da. Citroenul câștigă teren în lumea pasionaților. Văd că și din ce în ce mai mulți. Ca să înțelegi că nu a fost așa, prima am văzut un XM, am avut un CX Break alb. Îți dai seama, ambulanță direct frumos. Arăta. Frumos, doar. Exact, frumos. Nu, pe la nici eu nu pot să-l apăr, să zic că e frumos. Cel mult pot să zic, interesant. Sau confortabil. Da. Okay. A fost odată. So. Așa. Un BMW E30. 318 ES, M3-ul săracului, cum ar veni. Da, ES, ok. Da. Așa.
De electric am voie să zic? Da, sau da, normal, normal. Mașină de, de mașină de, că tu ești de cu IT-ul, cu nu știu ce, da, cu nu știu cum. Eu, pentru oraș mi se pare... Full electrică sau hibrid? Full electrică, nu, e unii trei. Unii trei, S, vezi? Iarăși S. Pe sport. Pasionat de mașini trebuie să ai S-ul ăla. Dacă nu-l ai, ai doar o electrică. E un fel de D-ul și un roșu. Doamne, nici nu știu spre ce s-a arătat asta. O, pune aici. Asta, camera asta, e din camera asta? Auzi, XM-ul totuși arată bine. Superb. Superb. Mulțumim. Da. Se caută mult. Așa, bun. Deci BMW-ul, Citroen-ul, am uitat. Da. Cam atât, hai să zicem cam atât în momentul ăsta. Nu mai asta. Contează. Mai aveai și un MG, parcă, nu? Am avut un Triumph Spitfire. Triumph, uite, l-am, pe ăla l-am dat. L-am avut 10 ani, 11 ani am avut mașina aia, dar mai e o... E drăguț așa să ai, zici, mașini multe, cu ce mă plimbați, cu ce whatever, dar n-ai niciodată să... E foarte greu să ai, da, multe și mașini. Și trebuie să le ții pe toate, să funcționeze, apropo, dacă vrei să te bucuri vreodată, da, de ele. Da. Așa că am găsit pe cineva care și-o dorea foarte mult, că mașinile astea, din punctul meu de vedere, nu le vinzi. Le dai mai departe. Da, da? Okay. Dacă a supraviețuit până acolo mașina, da, trebuie să ajungă la următorul. Și Triumphul Spitfire l-am dat. Adică pe asta nu-l mai am. Zim cu mașinile electrice pentru oraș. De ce pentru oraș și nu și pentru afară? De ce? Din punctul meu de vedere? Da, normal. E, pentru că din când în când trebuie să mai și simt ceva așa. Dar în oraș nu e ca și cum ne distrăm teribil la volan. Okay. Da. Da, de mai mult stăm. Și mi se pare mult mai eficient și nu o să fac o teorie mare despre poluare, dar până la urmă... Că intră... Și la coadă. Până la urmă și la coadă. Da. Până la urmă nu poluez la locul de utilizare într-un fel sau altul. Adică din punctul meu de vedere, dacă ar fi mai multe mașini electrice în oraș, e foarte ok. Și să-și păstreze oamenii ce mașini am, cum am și eu și da, cum are toată da, lumea. Da, da. Asta zic și eu. Mi se pare cumva greșită teoria asta care se împinge acum, că din anul 2030 mașinile vor fi interzise. Nu consider că asta e democrația. Democrația este să putem să alegem noi, fără să fim constrânși de taxe și de lucruri, să da, oamenii să înțeleagă că dacă vor să ajute măcar 0,0000001% din planeta asta poate să facă efortul, să zicem, să meargă cu o mașină electrică în oraș, care mie personal nu mi se pare ceva rău, pentru că răspunsul la accelerație este fantastic. Da, te simți cel mai rapid oricum în oraș. Accelerația este fantastică, senzația pe care ți-o oferă, iarăși, fantastică. Felul în care mașina rulează pe drum e foarte confortabil și elegant, pentru că nu mai ai vibrațiile de motor, nu te mai vibrează nimic, mai știu ce. Pentru oraș. Așa cum spui, vrei să simți că ai putere, vrei să, uite, te-ai urcat în avion, te-ai dus la Nürburgring, să zicem că vrei, nu știu, experiențe de astea. Da. Avem adâncata, avem... TT-aur. Adică avem și noi posibilitatea în limitele noastre. Uite, sigur că noi suntem atrași mai greu, să zicem, de mașini electrice, da, pentru să că... zicem. Dar mă uit la nu știu, cei care abia și iau carnetul acum. Pentru lor s-ar putea să devină normalitate. Ciudățenia, da, va fi mașina cu combustie pentru, corect, ei. Când o să-i spui, stai că te se încălzească un pic. Oh, da. Ce? Cum? Stai că te folosesc să răcească avea, un pic. Avea bunică o mașină, băi, nu știu ce, un suc de dinozauri, o pornea, făcea gălăgie, mirosea ceva îngrozitor, nu știu ce era aia. Da. Sunt, cum să spun eu, generațiile care vin... Se schimbă puțin pentru că se nasc cu toate lucrurile pe care noi nu le aveam în jurul nostru și atunci noi ne-am dorit, ne-am făcut, ne-am chinuit, ne-am modificat. Așa că eu în momentul ăsta nu mă simt amenințat că o să-mi ia cineva mașina cu combustie și nu o să nicio, mai... Nicio. O să mai dureze, da. E o tranziție până la urmă. Eu am o vorbă și zic așa, eu când aveam 14 ani, 13 ani, îmi făceam calculul că o să fac 18 ani în anul 2000. Problema era că în anul 2000 mașinile o să zboare. Și eu vroiam dale normale. Și tu credeai? Da, credeam. Asta era și problema. Și zic, ia uite, bă, tocmai acum am când să ne iau și eu permisul. Anul 2000 pentru noi a fost cel mai dezamăgitor an. Nu s-a întâmplat nimic. Băi, de toată, deci în clasa întâi când ne puneau să cântăm la școală, noi în anul 2000 când nu vom mai fi copii și ce o să fie și mașinile o să zboare și nu știu ce. Da. Și în anul 2000, stai un pic, în anul 2000 aveam Daci. Imaginează-ți decalajul între ce am crezut. Da, între Dacia și mașinile care zboară. Dar, pe de altă parte, asta, din punctul meu de vedere, arată optimismul nației este. Tu îți dai seama că noi cântam asta și ne închipuiam că mașinile or să zboare în anul 2000.
noi fiind înconjurați doar de Dacia și câteva Lada 3 Trabanturi. Ultimii de pe planetă de aici. Bă, tu îți dai seama da, ce... Optimismul este asta, fantastic. Diferența asta ce e făcut? Enormă. Ia zi. Uite, Elie. Avem o plecare. Mai stai și în jumătate de oră, suntem și băgătate acasă. Da, nicio problemă. Întrerupem și facem plecarea oamenilor. Nicio problemă. El, lui trebuie să... La mine poți. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Care a plecat? Hai că vreau stai liniștit. Deci, 1-8. Deci, stai așa, stai așa, stai așa, că vorbesc cu oamenii aici. Da, da, da. Ăla o ia. Hai cu mine acolo. Hai cu mine. Păi, tu știi dacă poți. Ce-ai făcut, mă? Nu mai poate. Ești rupt, da? Rupt. 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 Nu rupt, se vede, se vede și pe, și pe chip. Mâini, spate, genunchi, călcâie. Ce? Salut, Liviu Rebrean. Când ai început să te gândești că s-a stricat combinația? Acum 10 minute. A, deci stricăciunile se întâmplă abrupt. Bună dimineața, câte peste noapte, vreo 5, mai sunt 5. A fost mai greu? Mai ușor? De când cu fără pauze, adică chiar deloc, nici muta de mână, nici nimic, atunci s-a rupt filmul. Am înțeles, am înțeles. Man, în primul rând, felicitări că ai rezistat atât. Mulțumesc. În al doilea rând, mulțumesc și sper să ne revedem. Cu siguranță. Să fii bine, toate bune. Te văd în fiecare zi la 6. Mulțumesc frumos, să fii bine. Ne-a comentat Sergiu Nicolae să crezi că este. Se pun mult de întrebări pentru Liviu Rebreanu. Ori să înceapă astea cu... Ia zi, domnule, că am văzut că a scris despre un caz cu pădurea spânzuraților. De ce nu? Presa de ce nu zice nimic? Cine încearcă să ascundă? Nu am de gând să comentez. Vă rog să continuăm. Nicio problemă. La el. La scuzele la el. Nu, sunt ok, mersi. Așa, nu e să cred cât de bine stă Aston Martin în cursă. Stă bine. Stă bine, are picurile la suspensie, asta ziceam. Numărul 1 și 2, unde îl fac? Ce? Sergiu Nicolaescu are niște întrebări numărul ciudate, și... fiind de pe lumea elaltă. Da. Probabil se referă la pipi și caca. Da, așa zice el că el e mai rușinos, să știi de fel. Și pedant, așa. Și... Da, fac la toaletă, dar nu mai fac acum până la 11, nu mai au voie să... Uite, Achime, ești live. Nu mai a plecat. S-a dus și el. Acum suntem, eu sunt cu Achime acum, adică. Ah, ok. Avem bun. Ceva lag. Da. Da. Bun. Deci, cu mașinile electrice, părerea este una pozitivă. Nu credem în teoria conspirației că gata, nu o să mai avem voie să conducem, nu o să așa, nu o să așa, nu o să așa, nu o să așa. Nu dispar lucrurile astea, atâta timp cât oamenii și le mai doresc, încă și le mai doresc. Ele o să dispară dacă nu mai vrea nimeni, ok, fain. Sau mai sunt 3, scam puțin și o să devină foarte scump. Corect. Că nu faci volum și n-ai cum să scoți un preț bun. Ce părere ai de mașinile astea de generație nouă care au înlocuit butoanele cu touch-uri și cu meniuri și cu lucruri? Înțeleg atracția, dar și este de ce le scot toți. Unii, să știi, că realizează că sunt o idioțenie pe aici pe acolo și că și din revin punct la de vedere, butoane. Da, și din punct de vedere ergonomic și din punct de vedere al siguranței, până la urmă, că ți-a mult să dai 3 meniuri pentru o chestie, apăsai un buton și învățase-i după o zi, după ce ai avut mașina, știai unde e buton. Corect, da? Corect. Bun, dar trebuie să pui ca să dai senzația de tehnologie de acum, este astăzi, a ieșit. Pui butoane au din totdeauna mașină. Da. Nu mi se pare un câștig teribil din multe puncte de vedere să... bași butoanele sau, mă rog, să bași funcțiile în ecran. Pe de altă parte, dincolo de faptul că arăți că mașina este modernă și are ecrane și nu știu ce, acum e și o chestie de costuri. E mult mai ușor să le integreze acolo. Corect. Așa că revenirea asta la butoane, de fapt, adaugă niște costuri. Mi-au aminte o discuție cu cineva de la Volkswagen acum mulți ani, când a ieșit, era Volkswagenul Passat care avea rotițele alea de la aeratoare luminate cu LED-uri, da? Da, da. Următoarea generație nu le-a mai avut luminat.
Și mi s-a părut așa o chestie meschină, de ce renunți la ăla, cât costă 4 LED-uri cât avea ăla? Și s-a făcut un calcul pe producție și vorbeai de niște milioane de euro. O diferență. Apropo de cât înseamnă la o mașină de volum, o diferență mică de 3 butoane. Da, mulți fac economie la mânerele de ținut, la arcul orice, de la mânere, la orice chestie mică, da. Dacă remargi lucrurile astea, ți se pare meschin din partea producătorului, dacă faci niște calcule să înțelegi ce înseamnă pentru producător și cât poate să vândă sau pe cât și-a făcut calculul că o să vândă dintr-un model, s-ar putea să fie explicabil. Da, până la urmă, constructorii de mașini, construiesc mașini, să facă bani. Absolut. Nu din pasiune, sunt acolo, vezi mărci care țin niște lucruri sau țin la niște lucruri. Da, nu zic, da. Dar la final țin și la alea tot pentru că le aduc bani, că dacă renunță la ele... Da, pasiunea trece prin stomac și trebuie, adică, na, din păcate... Sunt proiecte, uite, apropo de mașini noi, că am văzut acolo un poster, uite, ăsta e Alpin, da? Da, bravo, da, foarte mișto mașina. Uite, asta este o mașină clar făcută, dincolo, ea are o justificare ca să aduci Alpinul, să readuci marca sau în atenție, nu trebuie să faci, dacă rebranduiau un Renault, nu, avea zero credibilitate. Au investit în asta foarte mult. Asta, de exemplu, este o mașină construită de la zero. Nu e făcută din piese rămase prin găleți în fabrica Renault, în niciun fel. Și este o mașină specială. Mai sunt mașini speciale, GR Yaris-ul. Da. E o mașină specială. Corect. Da? Nu o să faci niciodată bani cu ele, dar ți-aduc ceva. Aduc ceva mărci, vinzi altceva după. Da. Aduc mult, cum să spun, mult respect din partea pasionaților când cineva construiește doar o mașină de-asta. Doar că asta cu respectul și pasionații, apropo de volume, nu faci niciodată bani. Da, nu faci niciodată bani. Dar următorii s-ar putea să iau un model pe care tu l-ai făcut altfel. Da. Și să... Dar și dacă te uiți la mașinile de acum, uite Taiperul, că zicea... vorbeați și cu Achim mai devreme. Mie Taiperul ăsta mi s-a părut că... a ieșit cum trebuie, pentru ce trebuia să scoată Honda acum. Sigur, prețul este foarte mare. Nu mai are imaginea de boy racer, dar exact din motivul ăsta, pentru că degeaba ți-o dorești la 18 ani, că n-ai bani. Și-au dat seama, sunt aia care și-au dorit-o când aveau 18 ani și nu și-au luat-o atunci și au acum la 40 când dau și banii. De aici și prețul. Nu poți să faci suficient de multe cât să îți acoperi dintr-un preț mai mic. Da. Și nu e, încă o dată, este oarecum, sau mă rog, uite, pe Achim nu-l încântă teribil Taiperul, mie mi se pare ultimul mohican. Este manuală, este un Taiper adevărat din multe puncte de vedere, adică bifează și de la lucrurile din trecut. Cred că n-aveau cum să o scoată altfel. Și mă bucur că a ieșit, asta e, să nu uităm, că putea să nu mai putea iasă. Să nu mai iasă, da, cum da, sunt unde multe e Mitsubishi care... Evo? Sunt o grămadă de mașini care spuneai, păreau că... Da. N-or să moară niciodată. Corect. Da. Trebuie să apreciez. Toată lumea le aplaudă, e ca la, uite, mă întorc la Citroen. Au o grămadă de modele, toată lumea le admiră, nimeni nu le cumpără. C6-le. Da. Da? Nu era o mașină rea, în niciun fel, Citroen C6. Da, dar imaginea de marcă suferă puțin la Citroen și oamenii nu absolut. Nici nu cunosc. Păi scoți C6-le, după ce tu ai avut o pauză de foarte mulți ani și încerci să te duci într-o clasă dominată de A6, seria 5 E-clasă. Ok, au cumpărat-o. Fix 20 ceva de mii de oameni. Tu dai seama cât de puțin este asta când tăi având milioane? Da. N-ai nimic, cum. Nimic, da, și nimic. Tot, nu o să spună nimeni că e o mașină urâtă, că e ok, proastă, ajung că e lipsă de întreținere și... Sunt multe variabile aici până să zicem că mașina e... Adică, să ajungi să zici că mașina e proastă, dar mașina atâta timp cât merge, că am și asta, uite cum îmi place Range Rover-ul, care da, bă, se strică. Dar când merge... Are personalitate. Dar când merge, e minunat. Doar că e, chiar și la mine ajunge la un moment dat, e o limită, că nu mai pot. Și e timpul pentru altcineva să-și bată capul cu o fiecare mașină de genul ăsta. Da. Sunt unii care se încăpățânează tare, rău de tot. Adică e ok, înțeleg. Dacă îți face plăcere și nu te deranjează asta, până la urmă orice mașină trebuie să o întreții. Am văzut eu, tu întreții o Toyota ceva. Încerc să o aduc pe linia de plutire, asta. Nu să o întrețin. Nu. Păi dacă, s-o dacă erai mai pragmatic, o dădeai de mult. Da. Eu am o teorie cu, proprietarii de Toyota. Și cumpără Toyota că nu se strică niciodată. Și pentru că nu se strică niciodată, nu o întrețin. Nu o întrețin deloc. Corect. Da. Și tu când o cumperi,
E totul distrus. Totul. Nu mai e nimic bun acolo, știi? Te mai ține, domne. Da, ea săracă ar mai ține, dar păi pretențiile ține. Asta mele asta mai mari. E, asta nu e chiar lipsită de substanță chestia asta la da. Toyota. Chiar este. Chiar ține. Da. E, în lumea oamenilor care fac off-road sau overlanding sau merg pe teren accidentat, spun că Toyota are marele avantaj că nu-i cade roata. Adică nu te lasă în drum. Da. Orice s-ar strica la mergi ea, mai departe. Mergi mai departe. Mai încet, da. Mai cârcâr, mai mărmâr, dar mergi mai departe. Nu ai niște probleme care nu mai poți, nu te mai poți deplasa. Da. Spre deosebire de alte mărci care nu sunt așa. Da. Limp mode. Bună. Intră în limp mode. Limp mode. Repede. E nasol că, uite, tehnologia, dacă nu te pricepi, și n-ai un tester la tine sau n-ai niște lucruri, niște acum aplicații. Există. Da, așa. Și ce? Că o să afli de... S-a stricat, dar de multe mai ori... Mai poți să resetezi lucruri, mai poți să da. Faci chestii, știi? Pe vremuri mai scuteai un ciorap de damă, mai puneai o curea... Așa, trei mai sârme, un patent, da, mai tot ajunge. Eu cred că totuși piața asta auto e într-un trend normal. E un trend normal, doar că oamenii... care comentează, care dau comentarii pe internet, care, nu știu, scriu articole și așa mai departe, nu sunt foarte bine documentați. Iar nu. Afirmațiile sunt foarte ușor de făcut, cum și la noi pe live. Asta cineva zicea, poate să cineva facă asta zicea, Hamilton, dacă n-are cea mai tare mașină de pe grile, e un nimeni. Da. Deci Hamilton este ultimul om de la Formula 1. Da, sigur, că nu stăm cu toate lucrurile să le analizăm. De obicei sunt super simplificate și enunțurile pe care le emitem. Da, și da. Nu mai stăm să judecăm da. Corect toate lucrurile, pentru că l-am avut mai devreme pe Achim, care a stricat trei motoare de S2000 da. Și nu a declarat că S2000-ul e un fail de mașină. Nu. Azi, poate am avut un ghinion și au fost trei motoare. Adică dacă un alt om, să zicem, care gândea un pic mai repede și nu lua toate aspectele în calcul, spunea S2000 e un gunoi. Gunoi, nu vă luați, exact. Am avut eu, am stricat trei motoare. Mai e o chestie, când intri și cauzi despre orice mașină pe net. Deci că oamenii intră foarte rar, mai ales dacă sunt mașini, să le spunem, normale, da? Nu intră pe net, mi-am luat, nu știu ce, Volkswagen și intră pe net și scriu, este absolut minunat, nimic nu s-a stricat. Intră pe net când ceva nu merge, când ceva îi deranjează. Da, când, da, da, da. De asta senzația sau percepția pe care o vei prelua de acolo va fi nouă. Mașina e un gunoi. Da, de da, 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 da. Se fac niște afirmații destul de dure. Poți să zici că sunt ok. Există, uite, apropo de industria auto de acum, mie mi se pare, dar nu cred că este acum mult mai mult decât în trecut, dar există o doză de cinism în abordare. Și nu pentru că sunt oamenii răi și disperați după bani, dar este foarte greu să mai faci, să faci bani acum vânzând mașini. Uită-te la mașinile de volum, unde-s mașinile ieftine, unde-s mașinile... Și mie îmi pare rău că astea dispar. Și nu dispar pentru, dispar pentru că nu le mai vor oameni într-un fel sau altul. Vor crossover-e, vor... Ok, se schimbă piața. Ce o să facă un producător auto? O să insiste cum au insistat, cum insistă în general mărcile franceze, așa fac francezii în general. Se inventase internetul și ei încă aveau Minitel și insistau cu ăla. Ei credeau că internetul ăsta e o chestie trecătoare. Și erau la orice te uitai și spuneau sur Minitel. Sur Minitel, intră acolo, că acolo e treaba. Așa au insistat cu multe de-a lungul timpului. Ok, poate din rațiuni corecte într-un fel sau altul, dar piața se mutase. Ce părere ai de mașinile noi sau de afirmațiile, nu știu, cred că BMW a fost primul care a zis, că va pune partea de opționale cu subscripție? Adică vor produce mașinile da, cu toate opțiunile? Da, am văzut opțiunile. Că a stârnit pe internet un val de revoltă. Mie, ok, acum să nu stârnesc și eu unul de revoltă, dar este așa, mie nu mi se pare nimic anormal. Pentru că este economia cu tot sau viața așa cum este acum, este mult pe subscription. Da? Da. Pe o formă de abonament. Nu mai este despre proprietate foarte mult, despre să fie al meu, domn. Da. Să fie al meu câte, că avem prea multe, nu mai avem unde să le punem. Corect. Da? Așa că vei plăti ce folosești. Totul a pornit de la scaunele încălzite, mi se pare. Da, ceva de genul ăsta, da. Ok, dacă ți le-a pus pe mașină și nu este așa că tu le-ai plătit, le-am plătit deja, lasă-mă să le folosesc. Nu e asta, nu vin acolo și tu plătești dacă vrei să le folosești. Poți să nu le folosești niciodată, deci nu-ți ia nimeni niciun ban. Da, mie mi se pare foarte tare. Poți să ai nevoie o lună pe an. Da, mie mi se pare foarte tare din punct de vedere al clientului de second hand. Da. Pentru că eu mi-am luat Toyota și n-am trapă și aș fi vrut trapă. Da. Nu pot să stau să caut una cu trapă, că e greu, rău, nu găsești, n-are kilometri, nu e utilitar, nu e...
dacă aș fi avut eu toate opțiunile și acum când o luam, da, pac, 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 pe grab și de-aia și de-aia, eu eram foarte fericit, știi? Da. Pentru că îți dă dreptul să alegi. Îți dă dreptul să alegi și la second hand. Îți dă dreptul să alegi niște opționale cât ai nevoie de ele. Și nu este... conceptul vine din niște piețe sau a fost prezentat pe niște piețe în care oricum oamenii aia care au mașinile, ei nu le cumpără. Totul este lis. Da, corect. Da? Așa da. Că nu te, nu-l interesează, nu e ca și cum... Păi plătește da. Ceva dacă vrea scaune încălzite. Și uite, dacă te duci în Anglia și tot... E un BMW seria 5, are unul și îl întreb cât a dat pe el, habar nu are, pentru că totul aia este PCP, cât plătește da. Pe lună. Da, 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 da. Aia poate să-ți spună. Da. Cât costă mașina, habar n-are și da. Nici nu-l interesează. El știe că are o rată pe lună, el așa știe se vând că acum. Are da. 500 de euro bugetați din bugetul familiei da. Pentru mașină da. Și dealerul lui sună și, băi, vin încoace, că am să-ți dau ceva mișto. Ce? Uite, îți dau asta, vrei? Mamă, ce tare, da. Hai, încoace, nu mai te-ți dai, eu celălalt două pe asta, iau pe aia. Ce tare, ești nebun. Asta este, adică și mașina este văzută ca o cheltuială pe lună. Cât da. Mă costă să am mașina asta? Așa îmi permit să normal. Trec de la seria 3 la seria 5? Da, fac asta. Da, costă atât. Nu e cazul la noi, noi nu gândim așa. Nu încă. Nu încă. Eu tot zic că dacă vine sfârșitul lumii, noi mai trăim 300 de ani, e bine. Deci să stăm liniștiți, să nu se panicheze nimeni. Și eu dacă aș avea posibilitatea să-mi închiriez mașinile pe care le am, n-aș mai ține una. Pentru că să le ții exact cum spui. Da. E greu, trebuie să le depozitezi, trebuie să plătești parcare, trebuie să încarci baterii, trebuie să scoți borne, trebuie să pui, trebuie să alea, trebuie să... Adică nu e așa de simplu. Plătești impozite, plătești asigurări, că uite, e problema asta cu asigurările și trebuie să plătești exact. Pe an și îți iezi niște bani din buzunar. Și atunci, dacă eu aș avea posibilitatea să închiriez la niște sume, la niște sume păi, care să asta este renteze și pentru noi, ăla dar să închiriez. E o chestie de... Cred că este o chestiune de timp că... faci calculul așa, cât plătesc pe lună să am, că există acum servicii da, de da, da, există, abonament, de auto, da, nu știu ce, da. Ok. Dar da, oamenii își fac calculul, păi uite cât plătesc, păi cu banii ăștia mi-o cumpăr în nu știu cât timp. Sau îmi iau una la mână, a doua da, aia mea. Da, știu. Ok, nu zic, dar așa este. Dar nu e pentru toată lumea, unii vor să nu aibă niciun soi de bătaie de cap, vor da. Să aibă o mașină care să meargă. Doar că ce nu înțeleg ei este că în momentul în care îți iei o mașină închiriată și ai toate serviciile incluse da. Și nu ai bătaie de cap, acel serviciu se plătește. Nu există așa. Eu am descoperit butonul ăsta, l-am apăsat și mie mi-e mai simplu. Voi costă să n-ai bătaie de cap. Costă, efectiv, costă. Adică nu e o chestie, nu vine de la nimeni. Nu vine. Da. Ba, dacă ești unul care ai mașină de firmă, care ai șofer... Da, cea mai ai... bună mașină din lume, nu? Da, aia, că cea mai bună mașină prieten, din lume, mașină ce, de ce mașină ți se pare cea mai bună? Mașina de firmă e cea mai bună din lume. Da, asta zic. La noi mai e de gândit, mai e de făcut. E bine că avem loc. Eu le spun oamenilor că avem avantajul să vedem la ăștia de afară tot felul de lucruri și să le implementăm da. Și la noi. Nu e nicio rușine, nu e nicio greșeală să copiezi. Nu e greșeală să copiezi dacă lucrul respectiv funcționează sau tu crezi că funcționează. Nu e greșit să-l copiezi. Nu te ceartă nu. Nimeni, nu te juzi. Și bă, a copiat. Poate fi îmbunătățit, adaptat da. Și... Da. Adaptat mai ales pentru piața din România, că nu suntem la fel ca ceilalți, avem alte principii și alte da, păreri. Trebuie să iei în calcul și niște diferențe culturale între... Clar, și diferențe de buget și de da, cât sigur. Câștigăm și de cum suntem și de ce nu știu, practice avem și de ce plăceri și de ce hobby-uri cu grătare, cu mers la iarbă verde. Cu, nu știu, mers da, suntem mai aproape de australieni în cazul ăsta, nu? Avem, la off-road toți avem bări metalice, bare metalice pe față. Că sunt mulți canguri în România. Asta e. Da, adică asta e un lucru bun. Vezi un export de mare valoare la Australia? Da, de canguri. De umblă peste tot. De jale. Da. Da, deci mă bucur că te-am invitat pentru că mulțumesc. Răspunsurile tale au fost într-o notă pozitivă și mai ridicăm și noi moralul oamenilor că să nu mai creadă că totul da, vine nu, sfârșitul nu e nimic, lumii. Nu e vreo nenorocire și, teribilă da, care stă deasupra mașinile noastră. Mașinile electrice nu o să mai putem să conducem noi V8-uri și nu o să mai avem noi dalea și nu o să mai avem. Mai avem dacă, timp. Nu știu, cine nu vrea mașină electrică mi se pare absolut normal. În afară de asta nu toată lumea poate să iau o mașină electrică acum, apropo de nevoi. Da. Nu poți să ții o mașină și să zici, merg doar în oraș. Da. Ok, da, și da. Să schimb tot, zici, da, și când plec afară iau trenul sau... Sigur, există alternative. Nu toată lumea e dispusă. Corect. Și nici nu trebuie, nu te forțează nimeni în momentul așa ăsta. Așa, ar trebui să nu te forțeze da, nimeni. Exact. Da, exact. Va fi alegerea ta, ce te face fericit și aia. Ar trebui să, ei să vină cu niște oferte de nerefuzat. Ar trebui... ca mașina electrică să aibă un range imens, să curentul să fie ieftin, să ai multe stații de încărcare, posibilitate peste da, tot, să fie rapide, să fie... Și atunci, în momentul ăsta nici nu cred că
știe nimeni care este rețeta perfectă. A, clar, clar. Câte stații de încărcare, la câte mașini. Că tot, dacă le pui pe hârtie, tot dai de niște probleme. Da? Ba, oamenii se adaptează, așa e, cum nu, au dispărut caii după ce s-a inventat mașina, nu, dar au devenit scumpi. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp duminică dimineața. Dăm și noi o cafea, să știi. Mulțumesc. Da? Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Așa? Și mergem mai departe cu programul, că mai are și Cabral niște invitați. Hai. Tot din lumea învelopă. Auzi? Să nu le spun, uite că dacă am făcut o... Am fost până la Zurich la un moment dat cu un Jaguar X-Type, nu? Este? Da, cred. Așa. Da, dacă zic povestea, nu contează, poți să spui că, repet, a fost mai devreme Achim, care a stricat 3 motoare de S2000 și e foarte fericit cu modelul ăsta. Deci da. Nu e o problemă. Luat din service fresh, mașina era cu motor 2 V6, okay. Așa, și cu tracțiunea integrală. Excepțional. A căzut cardanul, Petru. Ești din serviciu după ce se schimbase ambreiajul, dar cred că cineva a uitat să strângă 100%. Câteva lucruri. Da. Și încă o problemă, că era iarnă, așa, vezi farurile astea mici. Da, mici, da. Deci din când în când eram absolut convins că s-au stins, doar se murdăreau. Uh-huh. Foarte repede, mă opream foarte des, deci nu că devin murdare și ți se reduce... Nu mai vedeai nimic. Nimic, deci s-au stins farurile. Mamă. În rest, mașina foarte plăcută, dacă îți place Mondeo, îți place și asta. Da. Bă, eu am mers cu ea, mi s-a părut foarte confortabilă. E foarte ok. Jur, foarte confortabilă în oraș, suspensie, barca așa, mi-e place, se încline, să astea, n-am probleme, exact. Știi? Da, să se încline, să dea cu oglinzile de asfalt, dacă îmi place de mor, n-am, dar să fie îți confortabilă. Un Citroen? Știi tu un Citroen care face asta? Toate. C2-ul chiar cred că poți să pui mâna pe asfalt. Da, când... Și C2-ul. Nu C2-ul, pardon, 2CV-ul. Da. Deoșvo. Da. Și totuși nu se răstoarnă. Nu se răstoarnă, da. Gata. Nu mai avem, am terminat. Mulțumesc, Liviu, că ai venit. Dani. Ne mai vedem, ne mai auzim. Da. Să-i dați o cafea lui Liviu, că i-am promis. I-am promis lui Liviu o cafea.